cunoștință de cauză, pentru că am făcut câteva emisiuni la radiodifuziune, al părintelui Galeri, regretatul părinte Constantin Galeri. Rezolvă perfect și acel monolog al proletarului de care vorbea doamna profesoară Romanescu și rezolvă și credința intimă. Deci nepusă în gura unui personaj al împăratului și proletar, ci propria lui convingere. Iar voi, copii, știți foarte bine că există cel puțin două poezii memorabile pe care s-au transformat în colind. Unde este un elogiu adus Maicii Domnului mai frumos decât orice alt elogiu din literatura română. Deci n-ai cum să pui la îndoială credința ortodoxă a lui Eminescu. Ca să nu mai vorbim de publicistica lui, unde polemizează foarte adeseori exact de pe piciorul unui creștin ortodox. Să fie clar.